Salutare, dragii noștri! Afară este ora 2 de noapte și noi mergem la mare. Doar eu și cu Sergiu! Salut! Ura! În sfârșit! Suntem doar noi doi, în sfârșit! Pentru prima dată în 10 ani de căsnicie, în istoria familiei noastre, când suntem în 4, noi mergem doar în 2 la odihnă. Da. Ne bucurăm foarte mult pentru că o să avem mai mult timp pentru noi, să ne odihnim din plin. Pentru cei, tot cei care sunt părinți, cred că ne înțeleg foarte, foarte bine pe noi. Ne place mult cu fetele noastre, le iubim foarte mult, dar avem nevoie câteodată și de aceste clipe, aceste momente, să fim doar în doi și să ne odihnim. Ups, scaunul meu s-a mai mutat în față. Da. Și ne-am pornit foarte devreme, am dormit foarte puțin, vreo 2 ore, vedeți, după mutrișoara mea, că mă e somnoroasă, încă ochii încă mă ustură, că mi-e somn. Dar o să dormim doar când ajungem acolo. Mai întâi plecăm pe la kilometru 7, să-mi iau mie costum de baie. Am unul, dar încă unul nu strică. Așa sunt eu. Da, și poate mai cumpărăm ceva, nu știu, vedem. Nu știu, ca să scopul principal e costumul de baie, da? Da. După aceea plecăm la mare, știți unde? Acolo unde mergem, de acum așa se oară, tipul, da? Așa se oară, da. Câte țin minte eu, în orașul Iliceovsk, fostul Iliceovsk, acum este Cernomorsk, după că conflictul cu Rusia s-a schimbat în Cernomorsk după războiul care a fost. Acolo mergem pentru așa se oară, deoarece e aproape pentru noi, e curat orașul, e curată marea, avem de acum un loc unde închiriem, foarte de acum stabil, ne-am prietenit cu stăpânii de la apartamentul acela și e preț foarte, foarte bun, să știți că dacă în caz de o să vreți să mergeți la mare undeva așa, de sunteți aproape, sunteți în Republica Moldova și vreți undeva la mare aproape și curat, vă recomandăm chiar orașul Cernomorsk, fostul Iliceovsk. Și dacă o să vreți apartament în chirie la un preț foarte bun, 5 minute cu mașina până la mare sau 15 pe jos, atunci scrieți nou un mesaj, comentarii și ne vedem numărul domnișoarei, doamne, care noi închiriem, pentru că locul e bun, prețul e foarte bun. Noi ne gândeam să luăm undeva, să fie chiar pe plajă lângă mare, dar prețurile sunt foarte mari, exagerate și noi am zis că pentru 3 zile nu facem, mai bine ne bani și ne distrăm și mâncăm ceva bun sau facem alte cumpărături. Așa. Și iată așa, ne-am trezit foarte, foarte dimineața din cauza aceea că acum e sezonul de odihnă, când toți pleacă la mare și la vamă, din câte țin minte noi, de câte ori am fost la Ucraina, vara este un rând foarte mare la vamă. Aglomerat stai acolo cu orele și noi ne-am gândit așa după mintea noastră, creierul nostru care cred că, nu știu, lucrează bine sau nu, ne vedem noi, cred că lucrează bine, dar nu știu dacă ghicim noi că la orele astea aproximativ la 3-4, nu, la 4, undeva ajungem, dar timpul la vamă, undeva putem, la 3-5 la 4 ajungem la vamă, când noi suntem acum din Ucraina. Și acum este ora 2 de noapte. Da, am zis ora 2 de noapte. Ai spus, da? Da, am zis că la început. Ai zis drum, poate. Și sperăm foarte mult că nu o să fie rând. Chiar dacă o să fie, să fie micuț, noi să trecem foarte repede. Nu vrem să stăm prea mult. Mai ales că din start ne gândeam să ne pornim la ora 7. Dar dacă acolo stăm mult timp, în urmă pe căldura, să fie căldurile mari, nu e plăcut deloc. Mai bine ducem mai devreme, ajungem la kilometru 7 și acolo dormim frumos pe răcoare, schidem geamurile, da? Poți să deschide piața decât să stăm mult timp în rând la vamă. Așa că noi, eu cum închid camera, apare încă noaptea, dacă vedeți, se uitați pe geam încă noaptea, așa? Și dacă mai vine ceva interesant să vă filmăm, vă filmăm neapărat, da? Da, vă filmăm cum ajungem la vamă, eu cred că. Pentru că noaptea și Sergiu stau doar, trebuie să-ți de vorbă pe el. Da, vreau să ne mai oprim și la o benzinărie, să luăm o cafea. Da, și... da, să luăm o cafea, un ceai, ceva, energie, că... Da, benzinărie o să ne oprim. O să vedem dacă reușim.
Conrad Vardeu ca să vedeți rândul. Face să te pornești la, mai devreme la mare, ca să trecem la Marea Brisau, e tot așa cum te porniți și mai târziu. Așa că o să vă dăm, dăm vouă această informație. Așa e voi, deci luminiți îmi face mașini sau ce? Da, indicatoarele stau și luminează, într-o parte și în alta ne părea cu două mașini, deci ai câmpii liberi. Mă gândesc ce fac mașini pe câmpii liberi. Mă gândesc ce gândă la mine, la când dau și noapte. Nu m-am speriat, dar m-am gândit ceva, s-a întâmplat ceva, s-a stricat ceva, poate. Ok, urați-mi nou drum bun, este alături de noi. Noi o să facem vloguri interesante, cum o să trecem noi, în doi tipuri la mare. Așa că rămâneți alături de noi. Și o să fie și vlog pentru fetele noastre, care o să dorească să vadă cum amica tatică a petrecut vacanța singurii ei, mără ele. Ele nu s-au întristat, doar ce la bunei, după că am înțeles, ați văzut voi, lor le place foarte mult. Și noi le-am explicat că avem nevoie și singurii să mai fim și ele ne-au înțeles, vede foarte bravo. Justina, ne-a înțeles Melissa. Melissa, nu a înțeles nimic deloc. Că nu plecăm în doar. Da. Eu când au zis că la mare, iar la mare! Îi place tare mare, îi place la mare. Dar oricum, anul acesta cred că mai plecăm noi la mare și cu ele împreună. Nu știu dacă vara, dar iarna planificăm neapărat să ajungem și la mare, cările calde, da. Ok, mai revenim noi, dragii noștri. Eu acum închid și mai revenim. Apropiem de Vama, Vama Palanca. Hai să vedem împreună ce ne așteaptă pe noi aici. Țineți pomnii, ne dăștim foarte mult că o să fie liber. Nu am văzut să treacă multe automobile, doar una mergea în fața noastră. Așa că sperăm că o să fie liber. Așa, deci vă arăt drumul și vedem împreună ce se întâmplă la Vama. Până ce totul e liber, e liber. Apropiem și nu se vede niciun automobil. Niciun rând. Ne apropiem. Și ora 4:18. Da, aproape este 4:18. Nu ce este notat pe așa, 4:18. Dar ia pe zic. Ia profesia, nu, stai parcatea alăturea. Da, uite, de sunt buticurile unde faci cartea verde, faci tot. Și ia priviți, nu-i chiar nici automobil, dar mama lucrează oare tot? Da, trebuie să lucrezi. Priviți, ora 4:40. Și noi de acum mergem. Am stat aproximativ 20 de minute în vamă, și atât. Aproximativ 20 de minute am stat în vamă, erau în fața noastră doar 3 mașini. Doar 3 mașini. Care erau pe teritoriul vamei deja, nu? Da, erau pe teritoriul vamei, erau în rând. Și mai mult timp, noi avem să trecem mult mai repede, dar mai mult timp ne-au dat, pentru că eu acum trebuie peste vreo 3 săptămâni să schimb pașaportul. Și pașaportul meu a făcut încă 2011, 7 a trecut, și cam fața mea, adică trăsăturile s-au mai schimbat. Și mult mai desebesc de bună din pașaportul de acesta vechi. Și a trebuit să fac analiza facială, adică și ceva proces, că prima dată l-am făcut eu în viața mea, adică am făcut o poză, au scos toate datele din toate documentele care le-am eu în calculator și am făcut o analiză să analizez că, într-adevăr, sunt eu această persoană. Asta mi-a dat mai mult timp, dar așa cred că în 10 minute ne scurcau, zice mama. Foarte repede, slavă Domnului, chiar m-am bucur foarte mult. Așa că la ora asta, dacă veniți la 4, apoi trece să cred că repejor. Dar totodată știți că depinde nu de ori, depinde și de zi, depinde și de mai lucruri. Noi chiar am întrebat de vame și cam a ce oră și-a mai liberă vama. Și nu a putut să ne dea o zi anume și o oră anume, doar ce că... Ieri luni erau 250 de mașini. Da, azi e marți, ieri luni erau 250 de mașini. Nu s-a așteptat că luni poți să fie de mult. 250 de mașini să te iau în rând, vă imaginați? O să că trebuie tip să aștept să nu știu, mai mai de zi trebuie să știți că strici rândul, mama, nu știu. Pe dimineața strici sara sau nu știu. Dar noi am trecut, dar am avut la 3 mașini care erau în vamă, nu erau în afară să așteptăm. Pe barieră, nu erau da, pe barieră, dar erau super, în... slava Domnului. Așa că e ora 4,
42 de acum. Noi să reușim vreo 3 ore să dormim încă în liniște acolo la piața kilometr 7, da? Da. După aceea facem cumpărăturile și mergem mai departe. Azi este la mează să fim în Cernomorsk și după masă mergem la mare. Doar noi doi, tăticule. Super. Adică a ridicat scaunul, e prăbit în spate. Noi am dormit 2 ore. I-am întins aici, am dormit. Eu și noaptea am dormit foarte puțin și ca să nu fim chiar cu totul somnoroși, dar am recuperat puțin. Am încercat să dormim în spate, să vedem cum dormim. Cam din cauza acestui plastic nu a fost comod, dar cum a fost bine și am dormit. Am dormit și eu și ce am dormit, binișor. Așa, suntem la 7 km. Acum se și tot strânge și plecăm după cumpărături, da, tatico? Da. Așa. Haide. Dar mi-e somn încă. Mai tine m-am zădărât numai. O să trebuie. Am așa o mătrișoară. Ea nu să vă vedeți. Am așa o mătrișoară. Să mă uit la mine, nu vine camera. Somnoroasă. Ok, dar mergem. Mergem să cumpărăm și ducem la Ilicevsk. Iată aici, Cernomorsk. Ласково просим, adică bine ați venit. Da. Sensul e acesta. Da, sensul e acesta. Poate nu gara exact de, dar sensul e acesta. Și intrăm acum în oraș. Mergem să luăm acum, tăticule, micul dejun, da? Da. Deoarece mai avem încă vreo 2-3 ore până o să putem duce la apartament. De la ora 12 acolo noi ne-am înțeles să venim. Dar acum este 9 și cât? Aproape 10, nu? 9:56. Aha, aproape 10 am ghicit. Ok, și mergem la un magazin unde noi știm este cafenea foarte bună, cu mâncare foarte bună. Așa. Și noi am ajuns. Aceasta este odaia unde noi vom locui aceste 3 zile. Așa, fotoliu. E da, e micuță, dar foarte cam tot ce trebuie. O canapea sensibilă, da? Da, și tati cu acum programează videoclip, a programat Amelie, eu Aja Sminei. După ce ne mai culcăm pe vreo 2 ore, și apoi ne sculăm și plecăm la plajă. Adică veți, ai o față obosită și eu tot am o față obosită. Bună dimineața, scumpule! Bună! Noi ne-am trezit din somn, am dormit 3 ore încă. Acum e ora cât? 15? 15 jumătate. Hai, ne spălăm dințișorii. Tăticu mi-a făcut mie un ceai de ghimbir, cam nu știu ce mă deranja. De dimineață, pe ziua mă deranja cam stomacul, da? Sistemul meu digestiv și am făcut un ceai de ghimbir. Îl bem și ne pregătim și mergem la plajă în sfârșit. Am zis că am dormit 2 ore acasă, 2 ore la piață acolo, da? Plus 3 ore acum. Avem atunci 7 ore. E cât că e bine, cer ca să ne simțim cât de cât bine. Așa? E super. Ok, și mare pe noi ne așteaptă. O să vedem cât de bună apa, cât de curată și cât de caldă. Bagajul nostru. Eu gata, tu? Așa, eu aduc și pășit din scarnia, alt periuță și șervetul. Am un slăpun. Asta pun aici. Salut! Sunt foarte somnoroasă încă. Ok. Gata, da, să vă arăt procesul de cum o fac eu. Știu de cum spală dinții. Până ce Olga își spală dinții și fața, eu vreau să vă arăt ce costum de baie noi am cumpărat. El e în aceeași culoare aproape cu cerșaful. Wow, iată așa ceva. Cu flori. Prima dată iar așa ceva. Și aici vreau câteva flori. Uite așa. Și ne-am mai luat încă o cremă de bronz. Ulei. Ulei, da. Acolo scrie acu argan, da?
Și ce scrie șocoladă, bitină, că știu, adică cu culoarea pielii să fie ca ciocolată. Cu nuanțe de ciocolată a pielii. Că noi mai greu ne bronzăm, sau dacă începem să ne bronzăm, ne ardem repede la soare. Și le-am luat pe cele care le-am luat înainte de aceasta la România. Acesta este de protecție pentru bronz. Și acesta este după ce te-ai bronzat. Dacă puțin, poate te-ai ars. Nu știu, eu așa am simțit că după ce m-am dat, m-a ajutat foarte mult, repede. Mi-a calmat pielea. Așa. Mă imaginați, ne-am pornit la mare. Așa când este, când te cupărnești cu copii, apoi ei te gândește să nu se ardă, să se cremele, să fie în cap acoperit, să fie umbrelă. Avem umbrelă, am dat acasă. Avem platnă de sacară din paie, din ce vin de stuf, am dat acasă. Și nu avem ce să ne așezăm. Ne bine, poate să luăm șezlong, poate. Dar ținată vedeți, te bărăză să nu fie șezlongul, mai aproape de apă. Am cumpărat doar și două portofele pentru o plajă. Iată, s-a trebuit să fie tot una. Iar chiar și nu le-am făcut acolo, așa de le-am luat. Odessa mama. Odessa mama. Este așa o expresie aici la Odessa. Mama Odessa, da? Da, orașul mama. Am înțeles că cea am trebuit să fie trebuit să fie. Așa, trebuie să ne gândim care atunci care le-a trebuit. Ca să nu le încurcăm. Să nu fie cert. Exact așa. Așa, parcă. Ia privește tot așa, da? Nu văd nicio diferență, hai. Caută 5 diferențe. Este exact așa. Exact. Îi spune că poți el să se desipească, dar e fix așa, fix așa. Exact. Hai, da, spune mă, trebuie să ieși așa ca o păturice. Da. Rămâi și într-o bine. E super. Eu sunt prin bine și după aceea. Să mergi noi acum mare, să mergem mult mai mult și la iarnă. Uh-huh. Acum ce, bei un ceai? Da, eu nu am ceai, eu am să iau o fantă așa să beau, de care am luat în drum și ne pornim. Acolo deja mai vedem ce mai mâncăm. Da, da, da. Ceaiul meu e gata, da? Da, el este gata. A stat cu acoperit. Acum am venit de acasă, că pare aici mai stână de cineva. Pona? A fost, nu, îmi pare că el a plecat. A plecat Pona? Da, a plecat. Sunt un bărbat turc. Și de el cam puțin, când auzi pe turc, cam puțin de amână. Unde te duci? Am să stau și eu odaia. Asta e altă odaie? Am stat în apartamentul acesta, am stat în această odaie. Așa. Cea mai mare odaie. Dar era mai mult. Acum că suntem doamne, a apărut o daie mai micuță. Uh-huh. Ah, uite-mă, arătați peștișorii. Nu uite că se văd, aici este un somn mare, da? Doi. Unu. Doi. Da? Sunt doi. Așa, doi, se vede. Se... Erau mici când noi eram prima dată aici. Da. Mulțumesc, euro. Acum sunt foarte mari. Uh-huh. Cumva se aprinde acolo și lumina, dar nu știu cum e. Bucătăria. Bucătăria, bucătăria. Asta e ceaiul meu, da? Da, e ceaiul tău. Ia să văd cum e. Are un miros așa, da, pronunțat de ghimbir. Da, e foarte folositor, foarte bun, eu îl beau des. Într-o cană de cafea, ceașcă de cafea. Ceașcă de cafea, beau ceai de ghimbir. De ghimbir. Așa, cred că să bească să-l strecoci, mă trebuie să vezi cu strecoratoare pe aici. Da, o găsim acuși. Cum? Mm. L-am făcut? E bun. E gustos, da? Îmi place să vine să se simt că e pișcă puțin, știi? Mm-hmm. Așa puțin iute. Uh-huh. Ați fost niște mieri de albine acum? Uh-huh. O, da. Poate o sunăm pe mama mica ta să trimite. Ați primit așa foarte bine. Să ai simt cum se duce călduț, călduț. Uh-huh. Da, tăticul nostru ia micul nostru prânz. Da. Cu un iaurt. Aici scrie am luat în curiență pentru copii, pentru bebeluși, natural. Uh-huh. I-am mâncat și probabil că de la el și mi-a stat mai tare, mai rău, adică că el e grăsuț. 4% are. Seamnă foarte mult cu smântână, nu? Îmi scură că a făcut iaurt cu bucăți de persic natural. Ia uitați-vă, combinație bucăți foarte ușite. Uh-huh. Bucăți de persic, da, cu un persic întreg. La bunica noastră, la bunei, foarte, foarte delicioși. Și o să umezească tot aceasta cu o fantă. Ce contrast sănătos și cu ceva mai puțin sănătos. A fanta e de portocal, nu, a, de mandarină, așa e? Fanta e de mandarină? Portocale, da. O să faci un mix, da? Iaurt cu bucăți de persică și cu suc de portocale.
Vedeți, vă vedeți? Uite, perete fundal, ați făcut reparație, așa o culoare foarte îndrăzneață. Nu știu dacă spune în cameră, dar așa vine o culoare de muștar, da? Foarte apărins. Și aici așa vine, ia, parcă e 3D, da? Preții cu acest... În camera transmite încă mai 3D. Parcă e pe viu acolo aceste flori, aceste... Umbra, toate, da, scândurile acestea. Foarte, foarte, făcut interesant, da, făcut foarte interesant. Noi am parcat aici automobilul. Totuși, cei care l-au făcut în apartament este o familie. El e turc, dar ea e moldovancă, în orașul Binder, în Transnistria, da. Și i-au zis că au găsit o plajă unde e mai puțină lume este. Noi aici nu am fost niciodată, că o scrie Ceaica. Ceaica înseamnă pescăruș. Și venim și această plajă pentru prima dată. Tăticu, descoperim lucruri noi. Am văzut și un parc nou aici unde putem să ne plimbăm. Vedem orașul Cernomorsk din altă parte, da? Da, din altă parte. Din alt racurs. Iată așa, acoperăm pe scări acum. Ia să vedem. Vedeți marea? La orizont. Marea Neagră ne așteaptă. Ți-a fost doar de noi, nu te-am văzut vreo două zile, da? Trei zile sau câte zile ne-am văzut? Acolo era apă mai românească, aici mai frenia. Da, da, da. Deci apa vorbește în altă limbă, altă națiune. Ce e aici? Așa. Aici plaja. Da, vedeți, comparativ cu la Mamaia. La Mamaia încă e îngustă, dar la Constanța, acolo plaja e foarte, foarte lată. Aici este mai îngustă. Și lumea e așa, cât de cât e, nu e prea multă. Nu? Da, super. Ai unde călcă. Da, ok. Iar nisipul aici e... Nu știu, acolo la Constanța am impresia că e undeva e turnat, parcă adăugat. Adică nu poți să te, nu te poți să îngropa în nisip. Dar aici nisip atât de mult că tu poți să te îngropi. Adâncești, adâncești noi de nisip încă, dar nisip încă și iese și iese nisip aici. Adică, adică de aceea să putem să ne îngropăm în nisip. Da? Da? Să facem baie în nisip. Așa, apa, marea, salut, draga noastră mare! Ne primești? Hai să vedem apa cât e de curată. Hai să găsim un loc undeva să ne parcăm. Așa, apoi, da, și apoi vedem apa cât e de bună și cât e de caldă. Așa, să încercăm apa cât e de curată. Ce drept aici la România, la Ucraina, sunt mai multe așa bruienice astea de mare, nu știu cum se numesc ele. Mai multe, vedeți apa mai tulbure. Dar e destul de cald. E caldă, e ok. E caldă. Cutecu, cum apa? E caldă. Dar îmi pare puțin mai murdare ca la Constanța. Multe algi, multe... Da. Multe verdeață de aceea asta. Și am mai văzut și eu cu noi. Și plaja, adică fundul, nu este ca numai din nisip, cum era la Constanța. Aha. Dar sunt multe scoici, sunt pietre, mai mari, mai mici. A, poți să te rănești ceva. Da. Aha. Apoi parcă nu ți-mi ești fost așa. Uh-huh. La plajă și altă care nu-mi fost atunci. Ha, o să vedem, dacă ceva spune că am acolo. De acolo e foarte multă lume, adică dacă să mă de când cioar ne-am putat, apă acolo, pe acolo e parcă e un mușuroi de furnici și încă așa simplu să împrăiește furnicile pe pap, unde suntem noi. Da. Acolo e foarte, foarte multă lume. Așa e. Marea a rămas în spatele nostru, noi puțin ne-am bronzat. Nu știu că se vede puțin ne-am bronzat. De acum umbra E umbră acolo, stăteam noi, soarele s-a dus. Deci noi acum să căutăm ceva să mâncăm, pentru că foarte tare am flămânzit. Uite cum se foame, nu știu cum se de mie. Mie tare. Tare mi-e foame. Eu azi puțin am mâncat de orice că aveam disconfortul la burtă și puțin am mâncat. Acum, deci acum am flămânzit foarte tare, ales după apă, după plajă. Ia, priviți în spate marea. Foarte super. Și mergem acum să căutăm undeva. Să luăm cina. 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 O cina sau în doi. Sau un lunch. Nu doar în doi. Prânz târziu. Da. Ia priviți ce căsuță frumoasă aici. Probabil că e un hotel ceva, da? Da. E foarte frumos făcut. E aproape de lângă mare. Așa, mașinuța noastră dragă ne așteaptă. Puteam să ieși pe acolo, că are pe jos, dar avem mult de mers. Nu? Da, da. Hai la bine cu mașina. Trebuie să pui mașina mai aproape. Acolo este parcare, știu că. Și după ce luăm mașina, planificăm să ieșim puțin să
Mai plimbăm pe plajă, da? Mai plimbăm, da. Pe Marea Mării.